Republica Moldova are cele mai bune relații cu Federația Rusă, iar Uniunea Europeană și România se află abia pe locul 4 și 5, cred cetățenii moldoveni care au participat la sondajul Vox Populi noiembrie-decembrie 2008. Totuși, cei mai mulți dintre participanții la sondaj consideră că locuitorii Republicii Moldova sunt respectați în primul rând de către populația din România, iar de cetățenii ruși și ucraineni în cel de-al doilea și al treilea rând. În pofida relațiilor bune cu Rusia, moldovenii vor în Uniunea Europeană, fapt pentru care ar vota 68% dintre participanții la sondaj și nu acceptă categoric integrarea în NATO. Contrar poziției oficiale de stat, un număr mare al populației Republicii Moldova consideră că Rusia a procedat corect atunci când a recunoscut independența Osetiei de Sud și a Abhaziei. Iar cât privește soluționarea conflictului transnistrean, aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că încercările actuale guvernări de a reîntregi Republica vor eșua. Evident este că dacă s-ar desfășura un referendum privind integrarea Uniunii Europeană, rezultatul va fi pozitiv, pentru că cetățenii Republicii Moldova asociază cu bunăstare, cu salarii mai mari. O problemă destul de arzătoare este că mai predomină logica războiului rece, NATO fiind asociat cu o structură militaro-politică, iar evident este că tentativele actualei guvernări de a soluționa problemele transnistriane nu se vor solda cu succes și rezultatele obținute sunt concludente în acest sens.